Constanțenii au participat în număr mare în prima zi a postului păresimilor la slujba de la Catedrala Arhiepiscopală. Pavecernița Mare a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Credincioșii s-au putut închina și la un fragment din moaștele Sfântului Andrei Criteanul. Greșit am ție, singur eu greșit am, mai mult decât toți Hristoase Mântuitorule. Nu mă trece cu vederea. Răspunsurile liturgice au fost date de membrii coralei Armonia a Arhiepiscopiei Tomisului.